Misiune dramatică în Alba. Doi copii au fost scoși cu elicopterul dintr-o râpă adâncă de 50 de metri. Cei doi frați, un băiat de 14 ani și o fată de 12 ani, au fost lăsați de tatăl lor să se urce cu ATV-ul în vârful canionului Râpa Roșie. Bărbatul era pe un alt ATV în apropierea lor, dar nu a mai apucat să facă ceva. Vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Pregăteam să facem poze, am auzit un zgomot, am văzut ATV-ul cum a căzut, s-a lovit de stânci, s-a rupt și ulterior doi copii ca păpușile în aer. S-au lovit de câteva ori și am văzut unde s-a oprit, iar ATV-ul și-a continuat traiectoria. Ulterior, fiind s-a rupt și o roată care a căzut în continuare. Este momentul în care un alpinist legat cu un troliu de elicopter coboară cu băiatul în brațe. La scurt timp este salvată și sora lui. În Poiana de lângă canion era un eveniment pentru pasionații de aeromodelism. Ei au sunat la 112 și au ridicat drone încercând să-i ajute pe salvator să-i găsească pe copii mai repede. Piloții au reușit să vadă din aer mai întâi ATV-ul. Cei doi frați erau căzuți la mai bine de 100 de metri distanță. Cum au reușit să-i scoată de acolo? Da, cam film. S-au coborât din elicopter, i-au asigurat și ulterior i-au recuperat. Am solicitat în sprijin elicopterul Zmur de la Târgu Mureș, cu ajutorul căruia, prin troliere, am reușit evacuarea celor doi minori. S-a acționat integrat, a fost o intervenție impecabilă a celor de la Zmur, ambulanță, a venit și elicopterul Zmur. Misiunea fiind una extrem de dificilă din cauza zonei inaccesibile. Canionul unde au căzut copiii se numește Râpa Roșie. Este o conglomerație de stânci din argilă cu pereți abrupti de sute de metri înălțime. În vârf există un platou pe care se poate ajunge mergând pe jos pe o potecă. Părinții care se pare însoțeau i-au lăsat să urce pe ATV. De acolo au căzut copiii. S-au prăbușit 50 de metri în gol într-o crevasă săpată în stânci. Cei doi adolescenți au avut mare noroc pentru că, deși au căzut în râpă adâncă de 50 de metri, au rămas în permanență conștienți. Chiar ei au coordonat echipajele de salvare care îi căutau din elicopter. N-aș fi crezut că poți urca acolo și cu ATV-urile. Eu zic că e periculos, mai ales pentru niște copii. Au prezentat traumatisme craniocerebrale și fracturi la nivelul membrelor superioare și inferioare. Copiii au fost transportați la spital. Medicii spun că starea lor este stabilă.